firma se află în reorganizare, după cum afirmă administratorul. Așa se face că pe poartă stă mare afișul cu angajăm personal, doar că personalul se plânge de neplata salariilor și chiar de agresiune atunci când angajații își cer drepturile. Nu mi-a dat banii, m-a pus să semnez statul de plată și m-a scos în brânci forțat, m-a scos din instituție. M-a agresat, a tras forțat de mine, a fost și un domn, dar este fata de la personal care a fost martoră. Așa și a spus, doamna Aura, vă rog frumos, doamna Aura, da, vă rog frumos. Și am fost, uitați, tras de mine, uitați-vă, m-a lovit la deget și am fost nevoită să chem la poliție. Printr-o situație asemănătoare ar fi trecut și o altă angajată. Doamna Eugenia susține că a fost trasă de păr și obligată de patroni să semneze sub amenințare. M-a oprit jos în birou, m-a obligat să semnez toate alea și după aia m-a scos afară de păr. V-a obligat să semnați? Ce v-a spus? M-au luat de păr și azi că semnez că sunt în birou la ei și nu pot să scăp de acolo fără să semnez. Și am semnat tot ce m-au pus și după aia m-au scos afară pe poartă. Nu ați primit niciun leu? Nimic. Pentru o lună de zile? De 2 săptămâni. Supărarea patronilor este însă mult mai mare. Una dintre angajate ar fi deschis poarta autorităților cu funcții în control, iar acum, după inspecția ITM, firma trebuie să plătească. Femeile lucrau la negru, deși astăzi aveau în mână contracte de muncă încheiate în urmă cu o lună. Am avut reclamație, am avut de la ITM. Doamne, să-mi intre prin clădire. Deci înțelegeți-mă, deci noi eram aici și ne-am trezit cu 7 oameni, înțelegeți? De parcă ăștia au și zis, căutau prin toate mansardele. Deci vă dați seama ce reclamații am putut să avem? Am avut de îmbrigată 3 persoane care desfășurau activitate fără formă egală de angajare. Angajatorul urmează să fie chemat, a fost chemat la sediul ITM Goș și sancționat în primul rând pentru munca fără formă legală, pentru disciplinarea acelor 3 persoane, în legătură cu aspectele pe care persoana care a respectat la ITM Goș ce trebuie soluționat, urmează că în momentul când angajatorul vine să verificăm exact care sunt în parte și într-un termen maxim de 30 de zile să facem răspuns la persoane cu control pe care le-am făcut și măsurile care le-am dispus, plus rezolvarea problemelor. Cele două angajate vor să facă plângere pentru agresiune, de altfel și astăzi a fost chemată poliția.